Viața mea a luat o întorsătură, nu știu cum o să mă încadrez în 18 minute să filmez acest clip, dar trebuie să o fac pentru că astea mai sunt minutele pe care le mai am pe card. Hai să pornim, fără doar și poate, să vă arăt ce produse am mai terminat în ultima perioadă. Am ring light acolo și probabil că îmi și strălucește un pic fața. Nu sunt prea machiată, dar astăzi o să mă primiți așa. Uite, îmi dau acum cu acest gloss de la Maybelline ca să fiu un pic mai prezentabilă în fața voastră. Am o grămadă de produse pe care le-am terminat și pe care vreau să vi le arăt și vouă. Sunt aici în punguța aceasta și mai am și acolo pe masă câteva și vreau să trecem repede prin ele în ideea în care poate vă ajută o părere cu privire la produsele care au mai trecut recent prin viața mea. Îmi fac loc aici pe birou astfel încât să pot să le și pun pe cele despre care vorbim și să fie totul ușor și simplu. Bioderma, Atoderm, gel de duș, nu știu ce să vă mai zic despre el, este cel pe care îl folosește Cristian de când cu problema lui cu alergiile și e foarte bun, îl alternează cu Trixera, nu cred că aveți nevoie să vă povestesc eu despre produsele Bioderma pentru că sunt recunoscute, au o faimă și pe bună dreptate că sunt foarte bune. Mi-am dat și telefonul pe silent. Pentru că suntem tot la gel de duș, eu am terminat aici la birou acest gel de duș cu rodie de la Nala, superb, super califragilistic, îmi plac foarte mult gelurile lor de duș și chiar mi-am mai cumpărat recent câteva. Mi se pare că sunt foarte aromate și mirosul se păstrează destul de fain pe piele. Tot aici la birou am terminat și acest săpun. Aici se termină mai greu pentru că nu ajung atât de des sau nu sunt în fiecare zi de dimineața până seara aici astfel încât să mă spăl pe mâini atât de des, dar când sunt, folosesc săpun. L-am pe acesta de la Balea, Natural Beauty. Nu mai folosesc săpunurile clasice de la Balea, ci le folosesc pe acestea din gama Natural Beauty pentru că le-am căutat cu Inci Beauty la un moment dat și acesta este curat la ingrediente, iar cele clasice nu sunt atât de curate la ingrediente. Am terminat și acest White Oak and Vanilla, care miroase divinisim. Este de la Bath & Body Works, mi-a plăcut foarte mult. E un miros clean, un miros suav. Se păstrează foarte fain pe mâini mirosul săpunurilor de mâini de la Bath & Body Works și mi-am refăcut stocul recent pentru că au avut ofertă 20 de lei și normal că m-am dus și eu să îmi iau. Mai avem geluri de duș? Mai avem. Îl avem pe acesta de la Life Care. La Life Care. Îmi pare rău, da, așa s-a nimerit. Mi-a plăcut să știți, nu știu dacă e un produs pe care să îl recumpăr, mai ales că eu nu am acces la un reprezentant Life Care, dar pot să-mi pun comandă de pe site, doar că nu știu dacă m-aș duce neapărat să-l cumpăr pe ăsta. E ok, face o treabă bună, a fost destul de spornic, l-am consumat destul de greu pe acesta. Dacă voi vă cumpărați produse Life Care în principiu și de obicei, să știți că mie ăsta mi-a plăcut. Dar cum am acces la foarte multe produse, nu știu dacă neapărat m-aș duce să dau comandă la ei pe site pentru acest gel de duș. Stați să văd ce mai am pe aici, că aș vrea să o luăm totuși într-o ordine. Continuăm cu șampoane. S-a terminat acest Regivero. L-am folosit și eu destul de mult timp. Mi-a plăcut foarte mult șamponul lor. Dacă aveți nevoie de o recomandare de produs dermatocosmetic, să știți că acesta este foarte bun. Nu știu cât costă el în sine. Eu am avut un set și am și avut o colaborare cu ei și așa am ajuns să aflu de acest produs. Știu că produsele lor sunt făcute în România. Doamne, sper să nu greșesc când spun treaba asta. Ce pot să vă zic este că fiind cu ingredientele astea bune și fiind el un produs de genul Bioderma, cum e Bioderma pentru corp, așa ar trebui să fie acesta pentru păr, eu i l-am cedat lui Cristian. Are în baie acum tot Regivero și probabil că după ce se va termina și acela o să cumpărăm Regivero pentru că mi se pare că e un produs care face o treabă foarte bună și este potrivit pentru alergiile lui. Este genul de produs pe care el îl poate folosi. Nu știu de ce s-a strâmbat ăsta în halul ăsta. Stați să văd dacă pot să-i fac aer. Am aici un șampon. Ia uite că mi s-a lipit și o hârtiuță de mână. Un șampon din gama Oil Reflections de la Vela. Thumbs up pentru el. Mi-a plăcut la fel de mult cum îmi place o gama Fusion. Știți că eu sunt fan Fusion, Vela Fusion, adică. Mi-a plăcut foarte mult și gama aceasta. Acum folosesc gama pentru vară, Sun Protect, Sun ceva, dar o să revin, o să îl mai folosesc și pe acesta, adică un recipient nou, pentru că e bun, face o treabă foarte bună și se potrivește părului meu. Mai am aici o mască, Oil Reflections.
din aceeași gamă Oil Reflections, tot de la Vela. Îmi place foarte tare cum miroase gama aceasta. Este un produs cu parfum, masca asta, dacă nu vă place parfumul în produsele pentru păr, să știți că, na, asta are parfum. Foarte faină. Eu alternez măștile cu K18, folosesc când K18, când măști, mi-a plăcut asta. Cu siguranță e un produs pe care eu îl recomand și întreaga gamă Oil Reflections este o gamă pe care eu o recomand. Hai să vedem ce am mai consumat. N-am consumat, dar arunc, după ce golesc conținutul, acest Bio Oil. Ideea este că l-am folosit astăvară, de astăvară nu l-am mai folosit și mi se pare că a prins un miros ciudat. Ce pot să vă zic este că vara e foarte fain acest gel, aș zice că e un fel de gel, intră foarte bine în piele, nu rămâne la suprafața pielii și mai ales când e cald și mai ales când n-ai vrea să simți nimic pe pielea ta, mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut produsul ăsta, doar că dacă ar încezit așa cumva, nu-mi vine să-l mai pun pe piele. Din aceeași categorie este și acest Revox. Acest Revox ulei este un dupe după uleiul de la B-Oil sau Bio-Oil. B-Oil, cred că se cheamă. Au creat ei o chestie care este un pic mai ieftină decât B-Oil, doar că și acesta are aceeași problemă, ar încezit. L-am folosit cumva astăvară, după am uitat de el și m-am trezit acum făcând curat în baie că am atât în el. Nu am ce să fac, nu pot să-l mai folosesc. Mi-a plăcut, eu am avut și uleiul din gama B-Oil și pot să zic că e un pic mai bun, dar per total mi se pare că și acesta de la Revox face o treabă bunicică. Ce mai avem aici? Gel intim zilnic pentru piele sensibilă, aș zice eu că este, de la Viorica România. Cred că v-am mai povestit într-un vlog săptămânal faptul că nu m-am înțeles cu el la modul că e un produs care se transformă într-un fel de ulei, nu rămâne uleios pe piele, dar se transformă așa într-un fel de ulei la contactul cu apa și curăță el delicat, doar că în mintea mea și în creierul meu, dacă produsul nu face spumă, am senzația că nu mă curăț. Prin urmare, l-am folosit pe ăsta pe tot pentru că îl deschisesem și n-aveam ce să fac, dar nu este un produs pe placul meu. Dacă vă plac produsele care nu fac spumă, acesta este un produs pe placul vostru. Dar ăsta este singurul motiv pentru care am zis sau îi voi zice pas, nu îl voi recumpăra pentru că nu face spumă și capul meu trebuie să înțeleagă faptul că face spumă. Numai atunci e bun. Uite că mai am aici un pic de cremă, s-a mai scurs de pe pereți. Am terminat și această cremă de la Bath & Body Works, hai să vă arăt și vouă așa cum trebuie, este cu trandafir. Am luat-o la un moment dat de pe Parfumo și să știți că nu are mirosul acela pregnant de trandafir care să deranjeze. Știți că mie nu-mi place trandafirul în parfumuri, ei bine, crema asta era în regulă, nu avea mirosul ăsta pregnant. Și ce vreau să vă zic este că ambalajul ăsta cred că este ceva mai vechi. Și mi-a zis mie Noel la un moment dat că ea crede că pe site-uri, pe Parfumo și pe colo și pe colo, de principiu sunt produse din game care nu s-au vândut la timpul lor și atunci le bagă pe site-uri de gen acesta. Oricum, probabil că ați văzut și voi că cei de la Bath & Body Works scot constant colecții noi. Nu știu, probabil că la un moment dat prin niște magazine mai rămân nevândute unele, dar altfel nu îmi explic de ce unele rămân și ajung pe Parfumo în condițiile în care toată lumea e disperată după Bath & Body Works. Dar, în fine, nu este treaba mea. Am terminat și o apă micelară din gama Vie de la Viorica România. Să știți că îmi place foarte mult gama aceasta Vie. Am avut toate produsele din gamă în niște clipuri trecute de Empties, v-am mai vorbit și despre alte produse pe care le-am mai terminat. Acum mai am o cremă deschisă și cam atât aș zice deschise, că mai am și alte produse, dar faină, faină rău de tot. Și are gama asta un ingredient, viefenol, iar acest ingredient înțeleg că a fost dezvoltat de ei și sunt folosite elemente din natură, astfel încât, respectiv din vița de vie, astfel încât el să existe. Nu știu dacă știți, dar cei de la Viorica România au niște multe podgorii undeva în Republica Moldova și de acolo își iau toate ingredientele pe care le, sau majoritatea ingredientelor pe care le folosesc în produsele lor. Ce am mai terminat? A terminat Cristian un Osmo. Asta este o ceară de păr, arată așa ca un ciment, nu știu dacă reușiți voi să vedeți, ba da, uite, hai că se vede. Arată așa ca un ciment, este cea mai bună ceară de păr pe care el a folosit-o vreodată și este cea mai bună ceară de păr cu care eu îmi fac bucle. Nu știu dacă să-i zic
ceară, că e un fel de, nu pot să-i zic ciment de păr, vă imaginați. E cel mai bun produs cu care eu îmi fac bucle, este cam scump într-adevăr, îl găsiți pe EMAG și ai zice că este undeva la 60 de lei sau ceva de genul pe acolo, dar produsul chiar e bun. Am terminat acest La Roche Posay, acum am glumit cu La Roche Posay, nu o luați în... Fac și eu o glumă, știți, celebra întâmplare cu Adelina Pestrițu cu La Roche Posay. La Roche-Posay am terminat apa asta termală. Eu folosesc, de principiu, înainte de a-mi aplica serum, îmi umezesc fața, folosesc apa, o apă termală, orice, sau acel brumzing, parcă se cheamă, despre care o să povestim și noi. Na, e apă termală, de principiu aș zice că toate sunt la fel, dar acum na, probabil că este și preferințe de branduri. E o apă termală, nu știu dacă vreuna e wow să zici că mama am remarcat ceva de la vreuna anume. Tot din gama Viorica Vie am terminat și produsul acesta, spumă purificatoare pentru ten sensibil, tot cu Vie Fenol, acest Vie Fenol. Ce mi-a plăcut foarte tare la acest recipient de 200 de ml este că mi-a ajuns o viață să-l termin. Efectiv, a stat câteva luni în bar. Eu folosesc o spumă de genul acesta seara și o spumă foarte delicată și suavă dimineața, astfel încât să îndepărtez impuritățile care s-au adunat pe timpul zilei pe ten, plus excesul de sebum. Dar pe asta am folosit-o tot timpul ca pas 2 în rutina de demachiere, ca să zic așa. Mi-a plăcut foarte mult, sunt fan Viorica România, îmi plac produsele lor, mi se pare că au un raport calitate-preț foarte bun și face sens achiziția. Am terminat și acest depilation de la Eva Intima, este un bikini balm, e un produs pe care să îl folosești în zona intimă după ce te-ai epilat. Ei bine, eu îl folosesc în fiecare zi. Mi-am cumpărat, probabil că ați văzut voi dacă mă urmăriți constant, că am făcut un haul Farmacia Tei la un moment dat și mi-am cumpărat încă unul pe care îl am acum în baie. E o cremă pentru zona intimă pe care eu o folosesc de zi cu zi, pentru că eu consider că pielea, indiferent în ce zona a corpului este situată ea, are nevoie de hidratare. Am terminat și un Vichy, exclusiv folosesc acest produs, am folosit toate culorile din produsul ăsta, dar ăsta este singurul care funcționează pentru mine, fie ea vară, fie ea iarnă, fie la sală, fie acasă, oriunde aș fi. Este ambalajul acesta alb și scrie aici cu ARV-ul acesta cu argintiu. E foarte bun și l-a cumpărat și Lumii la recomandarea mea acum mult timp și îi place foarte mult. Și ziceți-mi dacă ați făcut și voi treaba asta și vă place și vouă foarte mult, ca să am o confirmare că fac o treabă bună pe aici, sau cel puțin bunicică. Ce mai avem aici? Dynamic Resurfacing Facial Wash. Facial. Am un mini din ăsta de la Elemis pe care l-am primit într-un calendar advent. Pe ăsta l-am folosit dimineața. Mie mi se pare că un produs de genul acesta îți oferă o idee de cum o să te înțelegi cu un produs scump pe care ți-l cumperi. Elemis e un brand destul de scump, produsele lor se găsesc pe Look Fantastic și cred că și prin Sephora am văzut ceva la un moment dat, nu știu, sper să nu vorbesc prostii. Ideea este că mi-a plăcut acesta și da, aș putea să zic că e un produs pe care mă gândesc să îl recumpăr. Trebuie să facem o pauză că nu mai am memorie pe card. Așa că revin imediat. Nu știu cum naiba fac de niciodată nu mai am spațiu pe card. Nu știu, efectiv nu pot să-mi explic. Ci Dumnezeu filmez toată ziua. Am terminat și săpunul acesta lichid de la Nala. Doamne, cât de bine miroase a struguri. Doamne Dumnezeule, l-am pus în baie pentru că venise recent și am făcut un pic de pauză de la Bath & Body Works astfel încât să-l pun și pe ăsta, că eram foarte curioasă de el. Și a venit Cristian acasă și zice: săpunul din baie e cu struguri. Și nu s-a uitat pe el, doar că s-a spălat pe mâini. Foarte, foarte fain și destul de spurnice săpunurile lor lichide. Dar na, eu acum m-am învățat cu Bath & Body Works, nu mai iau eu așa orice săpun lichid. Glumesc, evident. Evrica, pe ăsta îl pun în steamer. Are ceva pe el. Nu-mi place, nu mai gusta. Care ceva pe el. Pe asta eu îl pun în steamer, este o apă parfumată pentru fierul de călcat, ar trebui să ai băiat ceva. Apă parfumată, apă de la robinet afectează performanța fierului de călcat cu vapori. Pentru a prelungi viața fierului de călcat, vă recomandăm folosirea unei ape parfumate pentru călcat, Evrica. Pe lângă protejarea fierului de călcat, apă parfumată ajută la netezirea țesăturii, lăsând totodată un parfum plăcut. Da, e fain, e foarte ieftin, produs
produsul este fain, produsul este foarte ieftin și se regăsește în DM. Până în 10 lei, 5, 6, 7 lei, ceva de genul. Bine, e o apă, nu ar trebui să fie atât de scumpă, dar mi-a plăcut și zilele astea trec prin DM să mai cumpăr încă una. Parodontax, am terminat eu apa asta de gură pentru că mi-a fost recomandată în perioada în care mergeam intens la stomatolog. Are ea ceva în compoziție care m-a ajutat pe mine în perioada aceea, ceva cu C, nu mai știu, în fine. Are ceva în compoziție care m-a ajutat pe mine și mi-a recomandat doamna doctor să o folosesc. Na, ok, bună, nu-mi cad încă dinții, nu mi se întâmplă nimic cu gingiile că am făcut tratament, dar bună. Iar Cristian a terminat acest Listerine Total Care, am crezut că nu se mai termină. Listerine e genul de produs din care nu iei un căpăcel, pentru că este foarte mentolat, are așa un gust foarte ciudat și atunci iei puțin din el și combin cu apă. Eu așa făceam și Parodontax. 1 la 4. Atâta de produs și de încă 3 ori cât am pus produsul acela, puneam și apă normală de la robinet, pentru că se mai dilua un pic ceva. Așa fac eu și să știți că m-am obișnuit și așa fac cu fiecare apă de gură pe care o folosesc, de-aia o să vedeți folosită, terminată, de fapt destul de rar la mine o apă de gură, pentru că fac chestia asta. Pun încă pe cel o pătrime și restul completez cu apă. Listerin e ok, e normală din punctul meu de vedere. Apa de gură sau un produs care stă 30 de secunde la mine în gură nu cred că mă afectează la fel de mult ca unul pe care îl ingerez sau mai știu eu ceva, nu produs. Mă refer la o chestie, orice, referindu-ne la orice, o chestie pe care o dai jos repede de pe față sau de pe piele sau de pe tine nu te afectează atât de mult precum una pe care o pui și o lași, ca să zic așa, că despre asta este vorba. Hai să vedem ce mai am aici. Băi, da, eu poate mă și murdăresc. Ce Dumnezeu fac? De fiecare dată când am clip de empties, trebuie să pun o plăsuță din asta la spălat. Uite ce s-a întâmplat aici. În fine, mai am aici niște produse mititele și mai am acolo niște produse mari și am scăpat. Am... Safi. Cred că de pe Notino. Am terminat aceste cotonete Safi. Erau din acelea mari. Nu pot să zic că vreau să le mai cumpăr. În primul rând pentru că sunt mari și mie îmi trebuie din acelea mititele. Și în al doilea rând că la fel. Cotonetele sunt cât poate să fie de greșite. Dar într-adevăr sunt unele mai aspre și au riști să faci microbleziuni din pricina lor la nivelul tenului. Dar cât pot să fie de greșite niște cotonete. De... Cred că-s bune și alea din Lidl, cred că-s bune și alea din DM și așa mai departe. Ce am aici? Sun Fensicker, asta am avut-o aici la birou, aici am terminat-o, e o hârtie igienică umedă. Nu mai deschid subiectul, dar eu folosesc sau noi folosim hârtie igienică umedă. Pe asta am folosit-o acasă. Zicea cineva la un moment dat într-un clip, dar de ce să folosești hârtie igienică umedă și să nu te speli? Pentru că nu te poți spăla de 7 ori pe zi. Ăsta ar fi motivul, nu poți să faci duș de 7 ori pe zi. Am folosit și acest Vanish Action, care arată așa, l-am pus împreună cu niște rufe albe la mașina de spălat. Produsele Vanish mie îmi plac foarte tare, mi se pare că albesc, fac o treabă foarte bună. Am și Vanish acasă, am și AS, care să facă asta pentru rufele mele. Și cred că am mai folosit ceva de la Asevi la un moment dat, dar nu era chiar de albit, era mai mult de igienizat, o chestie de genul ăsta. Am terminat o cutie de bețișoare din astea de urechi de la Ebelin. Sincer, le-am luat pe astea pentru că sunt mai prietenoase cu natura, zic ei aici. Bețișoare cosmetice naturale eco, 100% bumbac, provenit din agricultură ecologică controlată. Iată. Și mi se pare că și bețele în sine erau din hârtie, nu erau din plastic, o chestie de genul ăsta. Oricum prefer atunci când se poate să cumpăr niște produse care sunt mai aproape de natură. Mai avem câteva produse mici și două produse mari și hai să scăpăm de astea mari. Ariel 3-in-1 Pods, l-am folosit aici la birou pe hăinuțele pe care, sau împreună cu hăinuțele pe care voiam să le vând. Bun, Ariel. Ariel e un brand cu experiență, e un brand cu notorietate, e un brand apreciat de foarte mulți oameni. La fel, nu știu dacă mai e cazul să vă mai zic eu ceva în plus legat de el, produsele lor sunt foarte bune. Am terminat lavetele astea de la Swiffer, trebuie neapărat să-mi cumpăr pentru aici la birou. Acasă mai am încă, pentru că am avut un box din acela mare, dar aici aveam 10 și le-am consumat. Sunt foarte faine, asta o să meargă la reciclat, evident că doar nu o să o arunc. Din punctul meu de vedere, Swiffer este bun pentru faptul că iei laveta de aici,
o pui pe mop, dai cu ea și apoi o pui la gunoi. Și nu trebuie să stai să mai speli, să mai freci, să mai încerci să albești și să scoți murdăria dintr-o lavetă din aia de mop normală sau dintr-un mop din ala fluffy fluffy. Am terminat încă un lacalut white, acum avem un curaprox în baie, adică avem curaproxul care era aici, varianta aceasta cu... Stați că nu mai știu. Stați, nu mai știu. Cu lămâie. Pasta de dinți BU... Nu curaprox. Ba da, curaprox. Pasta de dinți BU galben, cu efect de albire, fără SLS, cu aromă de grapefruit și bergamotă. O la la, ne spălăm cu aromă de bergamotă, că nu se mai poate. Ideea este că ei zic că nu are microplastic, nu are triclosan, whatever that is, și nu are SLS. Pentru mine, lacalutul rămâne sfânt, la modul că nici asta nu face spumă și am senzația că nu mi se curăță dinții. Și nu mă înțelegeți greșit, eu știu că este foarte importantă tehnica de periaj și dinții nu se curăță pentru că folosești spumă sau că pasta ta de dinți face spumă. Eu știu toate lucrurile acestea. Doar că, în continuare, nu. Și mi se pare că mă spăl în van cu ceva care nu face spumă și mi se pare că acel ceva care nu face spumă nu mă curăță. Asta înțelege capul meu, nu am ce să fac, va trebui să ne descurcăm așa. La calut, în schimb, varianta asta white este chef's kiss, cum s-ar zice, este cel mai bun pentru mine. Iar eu, pasta de dinți, indiferent care ar fi ea, o folosesc împreună cu o pastă de dinți care să îmi albească dinții, care să aibă ca target chestia asta. Și de data asta am terminat acest Medi Blanc, arată așa, este un Professional Dental Care, Sensi Relief și e o pastă de dinți care teoretic ar trebui să îmi albească dinții. Nu vă imaginați că o să-mi facă niște dinți care să arate de albul fațetelor, că nu se întâmplă asta, doar că probabil că acționează și ea un pic. Acum am un Medi Blanc roșu în baie, pe care l-am primit la un moment dat la o comandă Notino, dacă nu greșesc, și după ce-l termin și pe acela roșu, mai am o pastă de dinți care are aproximativ același efect de la Calivita. Și după probabil că trebuie să mai cumpăr ceva pentru că o să rămân fără, da? Asta o să fie la anul pe vremea asta probabil, pentru că punând jumătate și jumătate, jumătate de la calut și jumătate din orice altceva care se albească, consum foarte puțin de fiecare dată. Cremă nutritivă pentru ochi. A venit momentul să vorbim despre această cremă nutritivă de la TIS. TIS farmaceutic sau ceva de genul, da, exact așa. Se spune despre crema aceasta că este un... Mi s-a întrerupt camera și nu știu când. A venit momentul să vorbim despre această cremă de ochi, cremă nutritivă pentru ochi. Mai zic o dată informația că poate... n-am fost atentă. Efectiv nu știu când mi s-a întrerupt camera, de obicei am un sunet, acum n-am avut. Ideea este că se spune despre crema aceasta că este un dup al cremei de ochi cu avocado de la Kiehl's. Are ea avocado? Are. Avocado, frunze de afin, albăstrele, semințe de struguri, hialuronat de sodiu și vitamina E. Asigură hidratarea profundă și previne îmbătrânirea prematură a pielei din jurul ochilor. Fix asta mi se pare că nu îmi făcea, să îmi hidrateze pielea. E mai ușor de aplicat decât crema de ochi cu avocado de la Kiehl's, la modul că pe aceea trebuie să o freci foarte bine între degete, astfel încât să se topească toate uleiurile și să o poți aplica. Asta se aplica din start. Simțeam hidratare pe loc, doar că mi se pare, sau mi se părea că am terminat-o deja, că dimineața mă trezeam cu pielea super uscată în jurul ochilor. Și sincer, nu vreau să zic de rău de ea, la modul că nu mi-a fost potrivită mie. Sunt convinsă că vor fi femei care vor veni în comentarii și vor zice: hei, mie TIS îmi place foarte tare și e foarte șmecheră și sunt perfect de acord cu treaba asta, doar că pentru mine ea nu a funcționat. Și mai am un singur produs și apoi mă duce și eu acasă, că nu mai pot, sunt la birou după cum vedeți, aici, the one and only. Fetelor, fetelor, produsul ăsta de la Sesderma, adică Cevit 5, este din altă lume. Nu cred că mai am pe aici ceva să pot să vă scot, să vă arăt și vouă, că am tras de ultima picătură din el. Ia că mai este o picătură și l-am pus prost ca să nici nu vedeți. Uite așa arată el, după cum vedeți, fiind un serum cu vitamina C care vine așa, el nici nu și-a schimbat formula,
la contactul cu aerul. Nu știu să vă dau detalii tehnice legate de treaba asta. Uite, arată așa. Cel mai bun serum cu vitamina C pe care l-am folosit vreodată. Am folosit câteva la viața mea. Multe dintre cele pe care le-am folosit au fost bune și mi-au prit. Măi, da, ăsta, simțeam că fața mea are viață. Nu știu cum să vă explic altfel. Efectiv, în diminețile în care îl foloseam, simțeam că fața mea renaște. Mi se pare că luminozitatea și strălucirea pe care mi-a oferit-o acest Cevit 5 e foarte greu de egalat. Foarte, foarte, foarte greu de egalat în vreun serum, cel puțin din cele pe care le-am folosit până acum. Or mai fi și altele bune. Dar acesta, this is the one, the one and only. Și a fost destul de spornic, să știți că eu puneam cam 3, maxim 4 picături. Picături, și picăturile nu sunt mari în pipeta acestui produs, divinisim. Nu știu ce părere aveți despre Sesderma, nu știu dacă ați folosit vreodată produsele lor, dar să știți că tenul meu se înțelege de minune cu ele. Acum încă mai am crema care vine cumva în completarea acestui serum, care și e tot cu vitamina C, o folosesc seara, nu mai folosesc dimineața, pentru că dimineața folosesc exclusiv SPF și atunci când folosesc SPF eu nu mai pun și crema pe dedesubt, îmi pun serumul și direct SPF pe deasupra, pentru că nu vreau să fac waste și nu vreau să folosesc, să îmi încarc tenul cu mai multe produse decât trebuie. Dar și crema e foarte bună, dar serumul acesta și cred că au și serum Cevit, dar ăsta este Cevit 5 cu 5 tipuri de vitamina C, este din altă lume, credeți-mă pe cuvânt. Nu-mi dau bani să zic chestia asta, deși mi-ar plăcea să mă plătească Sesderma, sincer vă zic, dar produsele lor, într-adevăr, sunt făcute cu super simț de răspundere și dacă e cineva pe aici care zice am folosit Sesderma și nu mi-a prit, chiar aș vrea să-mi lase un comentariu, pentru că mie mi se pare că Sesderma e genul acela de brand despre care nu poți să zici ce mizerie asta, nu-mi place. Efectiv, mi se pare că n-ai cum să fii dezamăgit de produsele Sesderma. Asta este părerea mea. Acum, că o-i greși, că n-o-i greși, îmi pare rău. Dar pentru mine și experiența pe care eu am avut-o cu aceste produse, chef's kiss. Nu știu de ce zic tot timpul asta la produse cosmetice, dar îmi vine să o zic. Știu că este legat de mâncare și de niște preparate foarte... By the way, mi-e foarte foame. Trebuie să mă duc neapărat acasă să mănânc. Dar da, mi se pare că produsele lor sunt mega, ultra, extra faine. Și cu asta s-a terminat clipul meu. Am să le las pe toate aici. Vin mâine la birou și le fac ceva. Le pun la reciclat, le pun unde trebuie. Dar astea sunt produsele pe care eu le-am terminat în ultima lună, aproximativ. Sper că v-a plăcut acest clip. Dacă v-a plăcut, vă rog să-i dați un like, un comentariu, un subscribe, un orice vreți voi, astfel încât să facem canalul acesta să crească și să ajungă la cât mai mulți oameni. Iar noi ne vedem vineri cu un clip cu parfumuri, evident, pupici! Mua!